Un centru de plasament pentru copii din Iași a funcționat și după suspendarea licenței. Autoritățile cer acum demisii în lanț, deși situația cumplită era cunoscută. În urmă cu o lună, echipa știrilor Canal D difuza mărturiile copiilor care au trăit clipe de groază în acel centru. Atenție, urmează imagini și informații ce vă pot afecta emoțional. Rugină, igrasie și gândaci. În unele cazuri, nici retragerea licenței de autorități nu-i mai intimidează pe cei care administrează centrele de plasament, aflate în subordinea statului. Și baia una peste alta, umeditatea, se duce pe pereți și își face foarte mult cegai, dar e din cauza la... Și cam de cât timp e? Nu știu, eu sunt doar de 2 luni de zile aici. Și când ai venit era așa? Da. Gândaci sunt prin camere, din cauza copiii aduc dulciuri, care un alt, dar le las în mizerie, în camere foarte miserabile, fete care nu fac curățenie. În centrul Ion Holban din Iași locuiesc în continuare 62 de copii cu nevoi speciale. Deși conducerea centrului știa din luna mai că nu se va mai prelungi acreditarea acestuia, expirată în urmă cu 10 zile. Asta nu a împiedicat funcționarea activității centrului în aceleași condiții cumplite. În urma controlului au fost găsite grave neconformități, imobilul fiind într-un avansat stadiu de degradare, care punea în pericol siguranța și sănătatea copiilor. Clădirea în care se află spălătoria nu corespunde standardelor în vigoare, cantina în care funcționează are diverse disfuncționalități, plecând de la acoperiș și multe alte lucruri aduse în discuție, grupuri sanitare care nu sunt dotate cu echipamente asistive. Fiind într-un proces de închidere, este ilogic să cheltuiesc bani când în 3 luni de zile acel centru va fi închis. Să știți că e o hotărâre a noastră, propria direcție, nu au fost bani. Deci, practic, anul acesta de vas nu ați investit acolo. Nu, și nu voi investi, vă spun clar. La nivelul Consiliului Județean Iași, situația de la centrul Ion Holban era cunoscută de foarte multă vreme. În urmă cu o lună, echipa știrilor Canal D difuza mărturiile unora dintre victimele din acest centru. Cine vă bate, cine vă jignește? Și educatorii și copiii ne sedează, ne bagă pastile noi, parcă suntem animale. Și la copiii de 7-8 ani le bagă câte un pumn de pastile. Acesta nu este însă un caz singular. În același centru a stat și Georgiana, timp de 2 ani. Ce am trăit, nu vreau să mai trăiască nimeni. Nu mai zic de țipete, nu mai zic de urlete, nu mai zic de jignirile de la aduse de la educatori. Nu mai zic de comportamentul educatorilor față de tine, de nepăsarea, de... nu știu. Iar asta nu este tot. Centrele care ar trebui să aibă grijă de acești copii devin o sursă directă pentru traficanții de ființe umane. O spune chiar un raport recent al Departamentului de Stat cu privire la traficul de ființe umane, unde procentul cel mai mare, ghiciți de unde pleacă? Din aceste instituții, aceste lagăre de exterminare emoțională și fizică. Prefectul de Iași, Bogdan Petru Cojocaru, a cerut astăzi demisia de onoare a președintelui Consiliului Județean Iași și a tuturor colaboratorilor acestuia. Încă un cămin de bătrâni se alătură șirului interminabil de greșeli ale statului. În această după-amiază, primarul sectorului 5 a descoperit chiar la el în sector un azil în care zeci de bătrâni erau ținuți în condiții greu de imaginat. Cu mai multe informații vine colega mea, Tatiana Gavrilă. Bună seara, Tatiana! Ești în direct. Ce știi? Te ascultăm. Bună seara, Silvia! Bun găsit tuturor! Chiar primarul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a fost cel care a descoperit în ce condiții erau ținuți bătrânii din acest azil. Asta după ce ar fi primit mai multe reclamații cu privire la această situație. Vorbim despre 24 de persoane care au fost găsite în azil în momentul controalelor inopinante ale primăriei. Autoritățile spun însă că numărul ar fi cu mult mai mare. Potrivit autorităților, azilul ar fi funcționat în condiții greu de imaginat. Bătrânii ar fi fost ținuți în mizerie și miros insuportabil. În plus, după ce au descoperit că azilul nu avea nicio autorizație necesară funcționării, s-a luat decizia relocării tuturor seniorilor din cămin. Astfel, 15 dintre ei vor fi transferați la Spitalul Colțea, iar restul vor fi duși la Spitalul Sfântul Luca. De asemenea, câțiva dintre ei au fost luați de către aparținători și duși acasă. Cercetările în acest caz vor continua, însă rămâne de văzut ce măsuri vor fi luate de către autorități. Deocamdată acestea au fost informațiile. Silviana Poiat.
Este haos pe aeroporturile din România după ce mai multe curse au înregistrat întârzieri uriașe, iar companiile aeriene au anulat mai multe zboruri. La Cluj, sute de oameni au rămas blocați în terminale de plecări după ce au fost anunțați că aeronavele vor pleca după 12 ore de la programul inițial. Zborul de la Cluj-Napoca spre Valencia a fost anulat în această dimineață din cauze operaționale. Oamenii erau pregătiți să urce în avion în momentul în care au aflat că nu vor mai putea zbura. Nu știu dacă chiar a fost întârziat, dar sincer ne-au avizat pe mobile și după multă așteptare ne-au făcut check-in, cum ne-au luat valizele, ne-am prezentat, am trecut controlul de securitate, am ajuns să ne îmbarcăm și după un timp ne-au anunțat că s-a cancelat. Ne-au reorientat spre alte zboruri, dar degeaba, uite, acum trebuie să stăm o zi întreagă. Sunt persoane care zboară luni, marți, sunt persoane care zboară super departe, ai nevoie de transport, ai nevoie să ajungi acasă, îți strică toate planurile. Cei care nu locuiesc în oraș au rămas în aeroport în așteptarea următoarelor zboruri. De pildă, aceste femei au venit din Sibiu ca să poată pleca în Spania, dar s-au trezit blocate în aeroport. Am încercat să dormim, dar nu prea, e foarte nașpa. Nu au condiții, nu am vrut să lăsăm valiza să putem să ieșim din aeroport, nu au niciun loc unde să poți să lași valiza, să poți să te deplasezi. Cum sunt atâtea ore, am fi preferat să ieșim afară undeva, da, să mergem prin oraș, dar nu. Sute de pasageri au rămas blocați aici pe aeroportul din Cluj după ce zborurile lor au fost amânate sau chiar anulate. Din lipsă de alte soluții, foarte mulți oameni au decis să rămână aici în zonele de așteptare. Zborul spre Valencia a fost reprogramat pentru plecare în seara aceasta. La fel și cursa spre aeroportul Bove, care a fost de asemenea amânată. Pasagerii au stat ore în șir în aeroport, iar după câteva ore au primit sandvișuri și apă. De câte ore stați aici? Ați... De la ora 3 azi dimineață și dacă vezi oară pe telefon, se aproximează undeva după masă la ora 17:50 zbor. Dar nu se știe sigur. Deci vă dați seama câte ore. Și acest cuplu din Alba Iulia a fost nevoit să aștepte peste 12 ore în aeroport. Foarte neplăcut. Niciodată nu s-a mai întâmplat asta, să aștept atâtea ore. Chiar a rămas foarte surprinsă de această întârziere. Ne aștepta cineva la aeroport în Buve, dar i-am anunțat să mai bine. Mai multe curse aeriene au înregistrat întârziere astăzi, iar cauzele sunt diverse. Cele mai multe probleme sunt din cauze operaționale, spun reprezentanții companiilor aeriene. Pe plajele unde un șezlong ajunge să coste chiar și 100 de lei pe zi, lipsesc dotări de bun simț. Toaletele sunt încuiate cu lacătul în unele zone din Mamaia, iar dușurile, chiar dacă funcționează, îi sperie pe turiști. Deci suntem în stațiunea Mamaia și am nevoie efectiv să merg la toaletă, să vedem dacă am vreo șansă. După cum puteți vedea, ușa de la toaletă este închisă cu un lacă, deci cumva va trebui să apelez la niște restaurante din apropierea plajei. Toaletele sunt închise cu lacătul, dar în apropiere dăm de câteva dușuri. Apa funcționează, dar... Condiții inumane, n-ai cum să te speli în aceste condiții. Pentru turiști, mersul la toaletă sau la dușurile publice se transformă într-o experiență greu de dus până la capăt, în stațiunea de lux a litoralului românesc. Ați avea curaj să vă spălați în acele dușuri? Nu prea. De ce? N-arată foarte bine. Acolo. Am încercat să intrăm și a spus doamna că e șeful înăuntru la femei. Frumos! În zonă, închirierea unui șezlong costă între 40 și 100 de lei. Un lux care ascunde multe lipsuri. Copiii sunt mici, se duc în apă, își fac nevoile și tot ei se îmbolnăvesc, din păcate. O altă problemă de care se plâng turiștii este că șezlongurile ocupă tot mai mult din plajă și lasă prea puțin spațiu pentru cei care nu vor să achite taxele piperate. Mai e puțin până se va da startul festivalului Electric Castle, iar la Cluj se fac ultimele pregătiri. În timp ce localnicii își aranjează locuințele pentru chiriași de ocazie, muncitorii lucrează non-stop pentru a termina podul de Bonțida. În zilele următoare sunt așteptați aici sute de mii de petrecăreți. Deci aici ați pregătit... Da, pentru ospiți. Și acolo și afară. Câți vor dormi aici? Șase. Doamna Clara stă la doi pași de castelul Banfi, iar pe perioada festivalului va căza mai mulți tineri în locuința sa. Abia am așteptat, să știți. Castel? E 10 ani minche, tot aici vin la mine. No. Și mi-e place.
Femeia a făcut curățenie și a pregătit cele două camere în care îi va primi pe petrecăreți. Aici în fiecare pat are câte două perini, are câte două de-astea mici, să pune peste cap, ca la hotel, în fiecare an așa mă pregătesc. Iar locurile de cazare nu se opresc aici. În curte și în grădină, doamna va avea un camping în miniatură. Aici în curte. Corturile și acolo în mijloc vine mașinile și chiar în fund, unde sunt pomii, vin musafirii. Străzile din Bonțida s-au transformat într-un furnicar în așteptarea vizitatorilor. Se lucrează de zor la asfaltarea drumului, dar și la podul din localitate. Firma care face lucrările dă asigurări că vor termina totul într-un timp record. Până atunci însă șoferii circulă pe unde pot. Acum e durere. Se circulă greu? Foarte greu. Credeți că termină până începe festivalul? Eu cred că da. Organizatorii spun că au primit asigurări de la autorități că drumurile de acces spre castel vor fi practicabile. Pentru public se va folosi o altă rută pe lângă traseile pentru mijloacele de transport în comun. Putem să ne folosim de toate traseele de acces în Bonțida și pentru autobuze și pentru mașini mici. Anul acesta cu siguranță nu se va aștepta mai mult de 30 de minute pentru îmbarcarea de autobuz, iar trenurile sunt frecvente, cu capacitate mărită până la 50% față de anul trecut. Între timp, la castel se fac pregătiri intense. Se construiesc scenele și se amenajează locurile de relaxare și distracție în timp ce zona de camping este deja aranjată. Va fi o ediție absolut spectaculoasă, suntem deja pregătiți. Cel mai căutat fruct al verii le-a provocat mai multor români probleme abdominale. Pepenii aduși de peste mări și țări pot avea o cantitate necontrolată de pesticide, avertizează nutriționiștii. Din acest motiv, persoanele cu sensibilități gastrice se pot îmbolnăvi. Pe cât de gustoși, pe atât de problematici au devenit pepenii, care sunt în acest moment fructul de bază al românilor. Eu mereu de la aceeași persoană că știu care nu am probleme de sănătate. Această doamnă nu s-a simțit prea bine după ce a mâncat o felie. Durere de stomac, indigestie, nu știu dacă aș putea spune, pentru că am mâncat o singură felie și dacă am văzut că nu e ok, nu mai e nimic natural, mai e ceva natural, nu cred. Nici măcar roșii, nici măcar castraveți, absolut nici nimic. Toate sunt stropite. Nu este singura care s-a plâns de astfel de dureri după ce și-a făcut pofta. Să știți, am avut o oarecare indigestie destul și am auzit și prietene, dar nu știu dacă erau românești. Dar multe persoane din cauza asta nu prea mai consumă pepenele roșu. N-am fost așa hotărâtă să cumpăr pentru că nu mi se pare corect să culoarea e așa prea roșu, prea nu știu ce le face. Medicii spun că astfel de cazuri sunt tot mai des întâlnite. Fără discuție că toxinfecțiile alimentare sunt în floare, am putea spune. Este foarte cald, alimentele pot fi alterate să contamineze ușor și nu e vorba doar de alimente, vorbim inclusiv de lichide. Mai ales acum, vara, fructele proaspete sunt foarte căutate, dar din dorința de a apărea cât mai rapid pe piață, unii producători le forțează creșterea. După consum de pepene, au fost, să spunem, incriminate o serie și au fost multe plângeri legate de dureri abdominale, de greață, de vărsătură și de scaune diareice. Copii, persoane în vârstă, persoane cu imunitate deprimată, scăzută. Se forțează, practic, perioada de coacere, se crește perioada în care fructul se menține proaspăt și atunci toate se fac cu prețul sănătății consumatorului. Într-un an, un român consumă peste 8 kg de pepene, arată datele INS. Doamnelor și domnilor, jurnalul se oprește aici. Sunt Silvia Iuniță, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept mâine de la ora 18 cu știri. O seară frumoasă vă doresc tuturor, toate bune! Astăzi vremea a fost frumoasă, însă disconfortul termic a fost ridicat cu valori care s-au apropiat de pragul caniculei. Cerul a fost variabil, cu maxime între 27 și 33 de grade. Astăzi a fost în vigoare și un cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat, valabil până mâine la ora 10 în sudul Olteniei, sudul și estul Munteniei, dar și vestul Dobrogei.
Temperaturile maxime se situează între 33 și 37 de grade. De mâine, valul de căldură se va intensifica din nou și va persista până săptămâna viitoare în cea mai mare parte a țării. La noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 9-10 grade în depresiunile Carpaților Orientali. În dealurile de vest se vor înregistra 23 de grade. Mâine, valul de căldură se intensifică în cea mai mare parte a țării. În vestul, sudul și sud-estul teritoriului și în centru va fi caniculă. Temperaturile maxime se vor încadra între 28 și 38 de grade, cu cele mai scăzute valori pe litoral. Haideți să vedem cum va fi vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia, mâine se anunță vreme veritabilă de vară. Cerul va fi predominant senin, iar termometrele vor indica 34 de grade în Pitești și 36 de grade în Călăraș. În Transilvania, vântul va adia plăcut, iar descărcările electrice vor apărea în unele zone. Valorile termice urcă până la 33 de grade în Cluj, 36 de grade în Alba Iulia. Vreme caldă va fi și în Moldova. Cerul va fi în mare parte însorit. Se vor înregistra 38 de grade în Galați, 35 de grade în Focșani. În vestul țării, duminica aduce vreme plăcută. Vântul va adia slab. Vor fi 39 de grade în Arad, 37 în Timișoara. Și oltenii se vor bucura de o atmosferă însorită. Trecător, norii vor acoperi pentru câteva clipe soarele puternic în unele zone. Mercurul din termometre urcă până la 39 de grade în Craiova și 35 de grade în Râmnicu-Vâlcea. În Dobrogea, cerul va fi mai mult noros, dar temperaturile se mențin ridicate. Valorile termice ajung la 31 de grade în Constanța, 33 în Tulcea. În capitală, astăzi, cerul a fost mai mult senin, iar vântul a suflat slab. Maxima înregistrată a fost de 32 de grade. La noapte, cerul va fi senin cu posibile intensificări ale vântului. Minima scade la 21 de grade. Mâine, vremea va fi călduroasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va adia plăcut. Maxima va fi de 39 de grade. Cei care vor o gură de aer rece se pot refugia la munte. Aici cerul va fi mai mult senin și izolat vor fi ploi cu descărcări electrice în orele după amiezii și în ale serii, în zona Carpaților Meridionali. Se vor înregistra 25 de grade la Semenic și tot atâtea la Stâna de Vale. Pe litoral, soarele este la dispoziția turiștilor. Valul de căldură va persista, iar disconfortul termic va fi accentuat. Se vor înregistra 31 de grade la Eforie Nord, la fel și la Mamaia, iar temperatura apei va fi de 23 și 25 de grade.